Mă, ora e 4 dimineața. Nu mai am somn. Ce să fac? Cu ceasul ăsta cum s-a schimbat, mă las și unii peste cap. N-am mai făcut e mult clipuri că am trecut printr-o perioadă mai dificilă, am avut și probleme și nu, gata tot. Și am spus să pun stop clipurilor de pe YouTube. Dar acum mi-am revenit cât de cât și despre asta. Ce vreau să povestim astăzi? Despre mentalitatea românului în general. Și nu făceam clipul încă, dar am spus că chiar îl fac. Pentru că văd că românul acceptă orice. Nu de mult am pus pe TikTok un clip în care eu am cumpărat un sandwich și sandwichul nu a fost destul de ieftin. Nu a fost nici foarte scump, dar nici ieftin nu a fost ca să înțelegeți treaba. Mare mirare mi-a fost să văd reacțiile românilor. Nu mă așteptam la asemenea reacție, sincer să vă spun. Am fost surprins să văd asemenea reacții. În general, când mergem la magazin, în supermall-uri, market-uri, piață, în momentul când tu dai, banul ăla e a tău. Nu e nici a meu, nici a lui aia, nici a lui ăla, decât e a tău. Momentul în care ai cumpărat ceva, aștepți ca să cumperi calitate. Chiar dacă nu e calitate wow, ca în Europa sau în Occident sau în America, totuși te aștepți să fie calitate, nu? Pentru că e banul tău și, bă, dau banul, vreau să mănânc și eu ceva de calitate, vreau să pot și eu ceva de calitate. Acum depinde de buzunar, dar indiferent vorbind de banul tău care l-ai dat, indiferent de banul ăla pe care tu l-ai dat, tu aștepți să ai cât de cât calitate. Noi nu trebuie să fim, de ce întotdeauna noi trebuie să fim comparați ca și o țară de lumea a treia și că la noi să importă toate rahaturile din Europa, cum ar fi calitatea cea mai proastă, că românul cumpără, bagă. Aici e vorba despre mentalitate. Și mă, eu îs surprins să văd ce mentalitate are românul în general. Cum v-am spus, am expus un clip pe TikTok în care îmi arătam nemulțumirea față de un sandwich pe care l-am cumpărat. Nu-i normal în momentul în care cumperi ceva și nu-i nici ieftin, dar nici scump, să primești mai mult chită decât conținut. Dita mai talpa de chită, o felie, două de salam din alea, că te uiți la ea prin soare, un chic de salat acolo verde, nici nu știu dacă a fost brânză, ca și ceva. Și vă spun reacțiile. Bă, dă o măsa de treabă, bă, dar alea-s reacții, dar ce tu mi-ai cumpărat tu mie? Ai venit și mi-ai dat mie cumva bani sau ceva? Nu. Păi atunci, cum îți permiți tu să reacționezi? Ci că, exemplu, dar ce te așteptai să-ți cumperi? Caviar să găsești? Sau, la prețul ce te așteptai să cumperi? Și aici îmi dau seama că românul s-a obișnuit să mânce tot felul de rahaturi. Adică, indiferent de banul pe care l-ai plătit pe produs, românul s-a obișnuit să aibă cea mai proastă calitate. Și aici mi-am dat seama după comentarii. Ba că unul, dar ce vrei să mânci caviar? Sau că ce te așteptai la prețul ăla să mânci? Sau nici nu am spus prețul măcar, mă. Nici nu am spus prețul și deja românii și-au dat cu părere. Dar ce te aștepți să mânci? Și asta mi-arată că românul deja s-a obișnuit să dea un ban și să mânce calitate proastă, ori să poarte calitate proastă, ori să
În general să accepte tot ce e prost. Tot ce e prost gust, românul să-l cumpere. Mâncăm rahat, dăm bani și mâncăm rahat cu chilu, că ne place. Păi, oi, 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 oi. Nu e așa, măi, oameni, mă. Vedeți, de asta și țara asta merge așa. În momentul în care faci comparație între prețul pe care ai plătit pe produs și ce te conduc, îmi dau seama ce fel de om ești. Adică accepți orice. În momentul în care spui, a, păi l-am cumpărat, asta e, îl mânc așa cum e. Așa gândești și în felul, a, păi cine mă conduce, asta e, n-am ce face, accept. Aici ai prostia că tu nu ai un punct de vedere. Tu nu știi să dai cu pumnul în masă și să spui, bă, eu nu mai mânc rahatul ăsta, bă, eu nu mai accept să fiu conduși de idioți ăștia. Dar în momentul în care accepți orice rahat, îmi dau seama ce fel de viață ai, ce stil de viață ai și ce mod de gândire poți să ai. Tu nu poți, ca și persoană, într-o țară liberă, în care ai tot dreptul să alegi, să accepți asemenea chestii. Și aici vorbim, indiferent de ceea ce cumperi și indiferent cine te conduce, tu trebuie să ai un punct de vedere și să îl expui. De ce trebuie să acceptăm tot timpul rahaturile astea? Băi, oameni, schimbați-vă mentalitatea asta, că am senzația că suntem proștii proștilor. Suntem proștii proștilor în care acceptăm orice. Și cum am spus legat de mâncare, eu personal, când mă duc la cumpărături, întotdeauna încerc să aleg calitate. Dar știți care e problema? Indiferent de câți bani dai pe produsul pe care l-ai cumpărat, nu-i calitate, mă. Și ce zice în calitate? Că noi importăm numai rahatul de țara a treia. Au fost deja și studii făcute și s-au arătat că la noi se importă și branduri mari. Branduri mari importă la noi calitate prostă. De ce? Pentru că suntem considerați o țară de mâna a treia, de lumea a treia. Trimitem la român, că românul mâncă, românul acceptă, românul îmbracă, românul așa, Bă, asta e vina noastră. Tot ce se întâmplă, se întâmplă din vina noastră și cu acceptul nostru. I-am mai făcut așa câteva clipuri în timp și am expus ceea ce am cumpărat. Bă, și numai reacții tâmpite am avut, mă. Bă, eu nu înțeleg de ce trebuie să acceptați. Eu arăt ce să mâncă pe banul tău. Și nu-i ok. Nu-i ok să dai un ban și să nu ai calitate. Bă, chiar dacă dai, să zicem, exemplu, că cineva mi-a spus că sandwich-ul a costat 5 lei. Nu a costat 5 lei. Nu a costat 5 lei. A costat mult mai mult de 5 lei. Dar chiar dacă vorbim de un sandwich, e 5 lei, da? Ok. Vă dau măsa, mă, pune-mă acolo, vă, nu știu, vă, 3-4 felii de salam, pune o felie de o frunză de verdeață, pune o felie de cașcaval, mă, pune ceva, nu știu ce, ca omul să mânce, măi, acel sandwich. Nu, dita Michael, că e de chită, mâncați-aș, chiar atâta de gros arată. Așa de gros arată călcâiul ăla de chită. Și pune pe margine așa să vadă frumos, cu salată verde, cu așa, știi? Deci îți fură ochii. Îți fură ochii. Și pe când l-ai cumpărat și dai să muși din el, zici, dar asta ce sandwich? Asta e sandwich cu gust de salam sau e vrăjală? Deschizi chita, dic și ce vezi înăuntru, că nici nu-ți vine să-l... Bă, nu trebuie să acceptăm orice rahat, mă. Nu mai fiți atâta de pasivi la chestiile astea, mă. Că până la urmă vorbim de banul tău. Vorbim de viața ta.
Vorbim de calitatea vieții. De ce trebuie să fim noi mai prejos ca și alții, mă? Bă, nu mai aveți gândirea asta de... Doamne, mă, eu la vârsta mea, eu nu pot să am gândirea. Bă, și vreau să vă spun că reacțiile astea tâmpite au venit din majoritatea din partea tineretului. Deci dacă tineretul acceptă rahaturile astea... Nu știu ce așa. Nu știu ce așa. Eu la vârsta mea nu pot accepta rahaturi. Mie îmi place să testez. Adică, bă, mă duc, cumpăr să văd ce gust are. Sau mă duc și cumpăr să văd calitatea. Sau mă duc să cumpăr, nu știu, anumite chestii. Dar eu le testez, adică... Eu le testez. Și dacă nu-mi convine, eu le expun pe internet ca lumea să vadă, să se ferească, să nu mai cumpere, să dea și ei ca proștii. Și tot eu primez reacții proaste, mă. Adică eu încerc să arăt lumii, bă, nu cumpărați rahatul ăla, că nu se merită să dai bani. Și tot eu primez reacții proaste, bă, asta e mentalitatea românului în general și nu știu, mă, bă, eu nu vreau să jignesc. Dar mulți ori au fost căpați în cap de mici, ori părinților le-au indus ideea aia, știi? A, păi mami, mâncă aia, că e bună, e bună. Mâncă parizelul ăla, vai șamar de parizel, mâncă că e bun, mami, mâncă ca să dai stomacul gol, să nu mor de foame. Și vă dați seama, copiii cresc cu mentalitatea aia. Dacă părinții le-au oferit rahat, copiii mâncă rahat o viață întreagă. Și acei copii la rândul lor o să aibă copii și copiilor o să mânce rahat o viață întreagă. Nu! Trebuie să spune stop. În momentul în care tu ai dat banul tău, că e banul tău muncit, mă. Bă, e banul tău muncit. Numai tu știi cât ai tras pentru banul ăla. De ce accepți rahat? De ce accepți să cumperi rahat? Încearcă să nu mai fie atât de prost sau proastă să cumperi rahat și să mergi pe ideea că a, pe am dat 5 lei, a, pe am dat 10 lei, dar ce mă aștept să mânc caviar? Nu trebuie să mânci caviar, că oricum nu o să cumperi caviar pe 50 lei. Dar totuși, cât de cât, calitate. Nu mai accepta rahaturi, rahaturi și rahaturi și să mergi pe ideea că a, păi dacă ca mutu și ca mută, a, păi da, mi-am luat aia și am mâncat așa, așa, a, păi când mi-am cumpărat aia așa, 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 păi, a, păi când ne conduce, ce vrei să le fac, dar ce pot eu singur să fac și nu știu, când mergeți pe ideile astea, a, păi de-aia aveți viața pe care o aveți. De-aia aveți viața pe care o aveți, că voi acceptați rahat la kilogram. Și aveți rahat la 10 kg, nu la 1 kg. Așa ceva nu se poate. Este inacceptabil. Cum să accepți așa ceva, măi oameni? Eu întotdeauna am căutat calitate. Când vine vorba de banul meu, că nu mi-l dai nici tu, nici tu și nici tu nu mi-l dai. Când vine vorba de banul meu, am tot dreptul să critic. Și dacă nu-mi place produsul, îl expun pe internet ca să nu vină un alt bou sau o altă junică să cumpere calitatea aia proastă. Deci pe banul meu am tot dreptul să critic, indiferent că am dat un leu, indiferent că am dat 5 lei, că am dat 10 lei, că am dat 100 lei. Pe banul meu am tot dreptul să critic. Tu nu ai dreptul, atât timp când nu ți-ai dat banul, să-mi critici mie ceea ce am cumpărat. Nu ți-ai dat tu banul pe el. Eu mi-am dat banul. Faptul că am expus un produs pe internet e ca să-ți deschid ochii ca să nu cumperi și tu rahatul ăla. Dacă cum la română, în general, îi place să mânce rahatul la 10 kg,
îmi dau seama ce fel de mentalitate aveți. Nu vă supărați, dar mulți aveți o mentalitate cea mai mare scârba să stai să, la discuții și la comentarii cu voi. Cu unii, nu cu doamne, că nu zic de așa care mă urmăriți, că știu că așa care mă urmăriți sunteți oameni. Nu se face așa ceva. Nu mai acceptați rahatul, mă. Atât din partea comercianților, cât și din partea ceea ce ne conduc pe noi. Mă mâncă fața. Haide să mergem la balcon să tragem o țigară. Iar că mi se deschide trepiedul. Mă, un pic să mă închid trepiedul, că mi se deschide. Stai mai cea de am, că am deschis, să-i deschis geamă. Deschis ca mai cu mama de vreme, balconul și-a venit. Tot fumul merge pe geam. Îngheț un pic de frig, dar n-am ce place. Și în legătură cu pandemia asta, că n-am vorbit pe subiectul ăsta, e pandemie niciodată. Cred că... Vreau să înțelegeți un lucru. Eu cel puțin din punctul meu de vedere, voi gândiți cum vreți voi. Pandemia asta pe multă lume ne-a schimbat, pe multă lume ne-a stresat. Au fost oameni care v-ați pierdut membrii a familiei. Și vreau să vă spun că viața pe care ați avut-o înainte de pandemie, nu o să o mai aveți niciodată. Vremurile deja se schimbă, s-au schimbat. Ce-a fost, nu o să mai fie. Și eu nu spun ideea că e o culta mondială și nu știu ce. Astea sunt... Na, ce să zic, o cultă. Na, eu nu mă cred în așa ceva în o cultă. Numai vedeți voi că sunt anumite persoane care în momentul în care au mulți, 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 mulți bani, au senzația că ei șefii pământului, a planetei. Și în momentul în care ăla e bolnav în cap și are senzația că tot deține și că vrea să aibă controlul, atunci apar anumite discuții. Mai e un virus, mai e o holeră, mai e o carantină, mai nu știu ce, ca să rărească populația, ca să nu se mai plătească penzuri. Să nu se mai strice atâția bani pe oameni. Și știți ce? Că ei vor ca oamenii să fie marionetele lor. Să facă ce vor din oameni. Să fie la cheremul lor. Și atunci creează tot felul de prostii din astea. Voi credeți că virusul ăsta... SARS-CoV-2 ăsta. E așa cum au zis, că au zis că o mie din China de la o persoană, de la o maimuță. Ăsta a fost creat în laborator și aruncat. Deveniți zombi. Așa mai mor persoane, să mai arăși populația și nu se mai plătesc penzuri. Eu nu zic ideea să vă zic să nu vă faceți vaccinul sau să vi-l faceți. Fiecare face ce vrea. Nimeni nu comandă pe gata ta. Eu unul o să mi-l fac. Eu o să mi-l fac, dar eu nu vreau să vă spun să vi-l faceți sau să nu vi-l faceți. Voi decideți pe viața voastră ce vreți să faceți. Dar viața dinainte nu o să mai aveți. Indiferent că spune că ăștia că până aprilie, până mai, până iunie, nu mă.
perioada asta lungă cu virusul ăsta, foarte multă lume o schimbat. Foarte, foarte multă lume. Multă lume au stres pe cap, rămân cu sechele pe viață cu chestia asta, rămân cu amintiri proaste, cum na, au murit membrii familiei. Nu-i ușor, mă, nu-i ușor deloc, deloc. Nu de mult au murit acum, chiar ieri. O murit o vecină de-a mea, avea 57 de ani. Vecina mea a avut răceală, mă. Băi, deci răceală a avut. Nu COVID, nu vrăjelina astea, răceală. Ce au făcut, ce nu au făcut ăștia de la spital? Băi, o ținut acolo 2 săptămâni. Eu nu spun pe ideea că eu omorât sau nu știu ce. Dar au ținut 2 săptămâni acolo și ce s-a întâmplat acolo? A murit femeia. Băi, și femeia umbla pe picioare, era sănătoasă, era tătătăt, era, mă, eu cunosc, era vecină, mă, dar de atâția ani. Stai seama că o cunoști, știi ce boli are și ce. Era sănătoasă, umbla cu prietenile ei pe aici, atât timp umbla. Zi de zi mă întâlneam cu ea pe casa scării, o salutam, mai stăteam cu ea la povești în fața blocului. Și-o muri, săraca. Eu nu spun că a murit de COVID, nu spun că a murit de răceală. Odată ce a fost la spital, eu nu știu ce s-a întâmplat acolo. Dar nu vreau să vă bag idei proaste în cap. Ferească Dumnezeu. Bine. O să încep iară să filmez pentru YouTube. Eu filmez stilul meu. Eu nu vreau să filmez ce filmează alții care au 10.000 de abonați, nu știu ce. Bă, eu mă mulțumesc cu câteva persoane. Eu nu caut să fiu faimos. Eu îmi expun doar părerile mele. Vă spun ce gândesc. Mai e o mâncare. Mai e un cremvușt. Mai e un salam. Mai e o țigară. Mai e o pandemie. Da, mă, vedeți voi. Ca și omul simplu, cum și eu, și tu care mă urmărești, care nu ești cu vrăjeli în cap, cu B5 cu Inasia. Eu vreau să fiți telespectatorii mei simpli, oameni simpli, cu bun simț, care mai zâmbim, mai bem câte o cafelduță, în care nu trebuie să mă îmbrac, vai că mă filmez și trebuie să mă îmbrac și să mă feștie și să arăt bine și să mă gelez și nu știu ce. Iată pârți. Nu, dragă, când tu te întâlnești cu mine pe stradă, te întâlnești așa cum sunt eu, nu feștit cu vrăjel, cu Gucci, Gucci, Prada, Prada. Nu. Te întâlnești cu mine așa cum sunt eu. Mai dile, mai zâmbăreț, mai glumeț, mai serios câteodată. Dar eu vreau să fiți oamenii aia simpli, frumoși. Nu aia falși, cu vrăjeli în cap. Așa fac cu persoanele astea. Nu-mi plac. Nu mi-au plăcut persoanele false în veci. Eu vă doresc o astăzi luni, un început de săptămână frumos, cu multe realizări. Mai nou eu mă uit la tailandești cum gătește pe stradă, pe YouTube. Și ăsta e noul meu TV LG, e 1,53 m. Bine, oameni, să ne auzăm la un alt episod, cu vești mai bune, cu informații mai frumoase. Am să vă spun și vremea, cum stă vremea, am să vă spun și actualitățile de ieri. Glumesc. Vă pup, grijă de voi, grijă de voi, că
dușmanii printre noi, virușii sunt între noi. Mare grijă de voi, că o viață avem. Și dacă nu avem grijă de viața aia, cel de sus nu o să vină să aibă grijă de tine. Sau ăia de la conducere nu o să aibă grijă de tine. Grijă de voi. Da? Respectați regulile. Bățuc. Pupici.